show must go on. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit în această a doua seară din anul 2016. O să începem în forță în această seară. În primul rând vreau să vă spun că rog pe Bogdan să prezinte cele patru imagini pe care le-am realizat astăzi la ora 17 și 20 de minute. Haideți să vedeți textul, Bogdan, textul. Pe imaginea asta am rugat să fie prezentat un text. Așa, deci aceasta este calitatea apei calde pe care o furnizează SECE Termoficare S.A. Petroșani în data de 5 ianuarie 2016 la ora 17 și 20 de minute. Bun, poate Bogdan pui și textul pe imagine, între timp că o să le mai difuzăm așa periodic ca să vă reîmprospătăm cunoștințele dumneavoastră, stimați telespectatori, și memoria celor din administrația publică din Petroșani, și să le spunem celor din administrația publică faptul că de mai bine de un an de zile vorbim despre asemenea stare de lucruri, și vreau să vă spun, stimați telespectatori, că acea calitate a apei pe care ați văzut-o în imaginile respective a fost obținută după ce am lăsat apa caldă să curgă la robinetul de la baie preț de 2 ore și jumătate. Stimați telespectatori. Deci este o nemernicie și o nesimțire incomensurabilă și fără margini în data de 5 ianuarie 2016 ca într-un oraș dintr-o țară a Uniunii Europene în mijlocul iernii o astfel de calitate de apă caldă să fie furnizată către beneficiari și nimeni după un an și ceva să nu se sesizeze. Este impardonabil. N-am ce să discut cu domnul director Munteanu, pentru că domnul director Munteanu îmi va povesti aceleași povești pe care le-am auzit de un an și vreo 2 luni de zile în legătură cu calitatea țevilor care fac alimentarea cu apă caldă a blocurilor din cartierul Carpați, țevi care acum vreo 4, 5, 6 ani de zile au fost schimbate și iată cel care a schimbat, prestatorul de servicii de schimbare a țevilor a pus niște țevi de această calitate și nimeni nu are nicio străfulgerare, nicio mustrare de conștiință ca să-i cheme la ordin și în miez de iarnă, dacă mai devreme nu s-a putut, dacă astă vară nu s-a putut, dacă astă primăvară nu s-a putut, măcar acum să schimbe aceste țevi astfel încât apa caldă furnizată de către furnizorul aflat în faliment SECE Termoficare S.A. Petroșani să fie de calitate corespunzătoare. Cu această ocazie invit și pe cei de la Protecția Consumatorului să vadă imaginile și probabil că după cârnații mici, berea, vinul, șampania, dansul, distracția din această perioadă de sărbători, să se trezească și să-și facă datoria, pentru că de-aia sunt plătiți din bani publici. Bun. O să vorbim despre această temă cu invitatul meu din această seară pe parcursul acestei ediții a emisiunii. Stimați telespectatori, un breaking news astă seară la Capital TV. Vă informez că Nicolae Cămărășescu a decedat. Bogdan, imagini. Text. Bogdan, text. Aștept textul. Da. Deci, după cum vă spuneam, celebrul personaj foarte controversat, misterios, fostul securist Nicolae Cămărășescu a decedat sâmbătă seara în Petroșani în urma unui infarct miocardic. El a fost depus la Capela Bobocu din Petroșani și cine dorește să-și ia un ultim rămas bun de la defunctul Nicolae Cămărășescu poate face la Capela Bobocu sau conducându-l pe ultimul drum pe acesta la cimitirul din Petroșani. O scurtă descriere a activității domnului Nicolae Cămărășescu, tovarășului Nicolae Cămărășescu până în 1989, a terminat liceul industrial minier din Petroșani, a intrat la facultate la Institutul de Mine din Petroșani de pe vremea respectivă, Facultatea de Mașini și Instalații Miniere, a făcut armata la
o unitate militară de pe strada Olteniței din București, o unitate de tancuri care nu era afiliată la tratatul de la Varșovia și se acorda pe vremea respectivă de către comuniști o foarte mare atenție. A făcut armata la termen redus, după care a urmat cursurile facultății de electromecanică minieră din cadrul Institutului de Mine din Petroșani și după absolvire a făcut un stagiu de 2 ani de zile la exploatarea minieră Aninoasa, care acum este închisă. După care a fost el fusese înainte racolat de serviciile de securitate a statului și și-a început activitatea prin 1982-83 la Direcția de Contrainformații, Divizia de Exploatări Minere, deci Divizia Minieră. Și era șeful acestei divizii la un moment dat prin 87-88. 1989 l-a prins în București la Departamentul Securității Statului, după care a fost lăsat la vatră, în ghilimele vorbind, și a revenit la mina Aninoasă, fiind prezent în diferite ipostaze, conform declarațiilor unor martori, la organizarea deplasărilor la București a minerilor cu ocazia primelor mineriade, culminând cu acea din 13-15 iunie 1990. Ulterior, Nicolae Cămărășescu a încercat să se retragă din atenția opiniei publice și a deschis o mică afacere în Valea Jiului, a trăit în Valea Jiului, o singură dată a avut o răbufnire așa mai de orgoliu, într-o ediție de televizată a unei emisiuni, prezent fiind la vremea aceea Virgil Măgureanu în cadrul acelei emisiuni, s-au făcut niște afirmații despre rolul lui Nicolae Cămărășescu în mineriadele respective. A venit așa foarte intempestiv la sediul acelei televiziuni, a solicitat să stea de vorbă cu moderatorul. Virgil Măgureanu, văzând care este situația, a solicitat o pauză de publicitate, după care foarte rapid așa a ieșit din platou, l-a luat pe domnul Nicolae Cămărășescu de braț și l-a condus afară din sediul televiziunii, iar de atunci nimeni n-a mai auzit nimic de domnul Nicolae Cămărășescu. Iată, mâine va avea loc înmormântarea acestui personaj controversat, care, în opinia mea, a făcut foarte multe deservicii intereselor Văii Jiului și înainte de evenimentele din 89 și după evenimentele din 89. Cam lungă introducerea, stimați telespectatori. Bogdan, aș vrea să mai vedem încă o dată cele două imagini sau cele două seturi de imagini. Primul set este vorba despre calitatea apei calde pe care o furnizează Sece Termoficare S.A. Petroșani. Deci, este clar, nu? Stimați telespectatori, citiți și dumneavoastră textul pe care Bogdan l-a transcris acolo. Iar a doua imagine în legătură cu domnul Nicolae Cămărășescu. Da, acesta este fostul ofițer de securitate Nicolae Cămărășescu, trecut la cele sfinte. Dumnezeu să-l odihnească și pe el ca și pe toți ceilalți. În această seară, doamnelor și domnilor, l-am invitat în platourile Capital TV pe colegul nostru, domnul Zoltan Lakatos. Bună seara, domnul Zoltan Lakatos, bine ați venit pentru prima dată în 2016 la Sergiu Poliopol Show. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, la mulți ani, dragi prieteni, telespectatorii televiziunii regionale Capital TV. Aș vrea să vă rog să comentați cele două teme. Da, sunteți foarte dur, domnul Poliopol, începând cu anul 2016, așa din prima, de, cred că a doua zi, nu prima zi. Asta e a doua emisiune, da, a fost prima emisiune. Însă aveți cam perfectă dreptate prin imaginile pe care le prezentați. Eu mă refer la prima imagine, cea cu apa caldă. Dar să nu uităm că Termoficare S.A. Petroșani este un agent economic care deservește orașul Petroșani prin furnizarea apei calde și energiei termice de către termocentrala Paroșeni. Deci de acolo pleacă. Nu vreau să, dar nu vreau să intrăm într-o polemică. Eu vreau să spun un singur lucru, că de la plecarea de la Paroșeni și până la Petroșani sunt câțiva kilometri. Stai însă, nu mai puțin, mă opresc imediat, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Însă asta nu înseamnă că administrația orașului Petroșani, în special conducerea Termoficare S.A., nu ar fi trebuit să ia toate măsurile necesare, în așa fel încât apa caldă să fie corectă din punct de vedere
al calității apei în momentul în care cetățenii petroșanului doresc să facă un duș sau o baie fierbinte. Aici aveți dreptate. Cred că lucrurile sunt puțin delicate în acest sens și, bineînțeles, eu nu aș face baie în această apă. Bun, deci dumneavoastră ați petrecut sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Anul Nou, mâine este Boboteaza, apoi mâine este Sfântul Ion, deci suntem în acea perioadă de 2-3 săptămâni în care putem vorbi și de Sfântul Nicolae, în care biserica, în general Biserica Ortodoxă Română și celelalte biserici îndeamnă pe credincioși, pe enoriași la o reevaluare a pozițiilor lor, a pozițiilor lor de peste un an și de a încerca să fie mai blânzi, mai cucernici, mai înțelegători cu semenii lor. Și eu cred că dumneavoastră sunteți în această perioadă pentru că pe mine mă criticați foarte tare nu și, vă critic, eu și nu vă critic. Spuneți că sunt foarte dur la început. Ei, de an. Ați luat tot tare, așa cum a spus și dumneavoastră. La am înțeles, în schimb dumneavoastră încercați să faceți așa nu. Un fel de scuză. Nu, pentru n-am făcut nicio care... scuză. Eu am dedus din ceea ce a spus dumneavoastră. Și pe mine. Așa a spus și dumneavoastră, așa vă rog și eu pe dumneavoastră. Înțeles, cum să nu vă dau voie. Deci suntem colegi și avem aceleași drepturi și aceleași obligații și aceleași responsabilități. De acord. Și dincolo de treaba aceasta, amândoi suntem ingineri, da? Da. Deci acest lucru fiind o dată stabilit pentru telespectatorii noștri, la bază, cu școala de la... Din deal, vreau să vă spun și dumneavoastră și cetățenilor care ne urmăresc și tuturor care mai încearcă să denatureze acest subiect, pentru că în aceste vremuri la modă este manipularea. Deci la modă este manipularea. Și dacă doriți, discutăm toată ediția din această seară despre cazurile evidente, crase, grave de manipulare a României și a cetățenilor din România. Păi nu ne ajunge deci, o oră. Nu ne ajunge ora. Bun. Până mâine dimineață atunci. Deci, ca să clarificăm lucrurile. Termocentrala Paroșeni livrează agentul termic primar, care ajunge în punctul termic din strada Carpați, acolo unde încălzește apa caldă și agentul termic dintr-un boiler, dintr-un circuit secundar. Deci, agentul termic furnizat de termocentrală ajunge cu 95 de grade în punctul termic, n-are niciun fel de legătură, intersecție directă cu agentul termic secundar pe care îl furnizează SC Termoficare SA cetățenilor din Petroșani. Deci nu se intersectează. Deci calitatea acelei ape n-are nicio legătură fizică cu ceea ce furnizează Paroșeniu. Doar din punct de vedere al temperaturii. Această calitate a apei se datorează țevilor și coroziunii țevilor care aduc apa caldă la blocul respectiv. Ce să mai vorbim aici? Iar de un an și două luni de zile, băieții ăștia de la administrația publică locală din Petroșani, SC Termoficare sau nu știu, Dumnezeu din cer, poate părinte Gabriel Bulf are implicații pe acolo și nu știu ce, n-au fost în stare să schimbe 300 metri țeavă. Despre ce vorbim aici, domnule inginer? De un an și două luni de zile, minim. Și sunt revoltat. Și sunt stupefiat, și sunt siderat, și sunt, cum vreți dumneavoastră. De la începutul anului 2006. Exact. Aveți dreptate, pe bună dreptate, pentru că cetățenii doresc o calitate apei care să le conferă un confort, nu? Din toate punctele de vedere. Dar vă rog frumos să-mi spuneți și mie un lucru. Ați văzut? Am observat. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă îmi permiteți, pe vremea înainte de 90, 1989, tot așa era apa caldă, mizerabilă, chiar dacă lăsai să treacă 2-3 ore. Deci, de la... ascultați-mă cu atenție, stimați telespectatori. Uitați-vă la imaginea asta, da, domnule Zoli. Într-o vană albă perfect. După 2 ore și jumătate... de curs apă, așa arată apa caldă. Da, este deranjant. Spuneți-mi și mie, răspundeți-mi la o întrebare, ca și un coleg care se ocupă cu jurnalismul și știe cum devine cazul. Dom'le, în 2 ore și jumătate au curs acolo cel puțin 2 metri jumătate cub de apă caldă.
spuneți și mie, domnule, cine plătește apa aia caldă? Dumneavoastră, cine altcineva? Păi cine altcineva? Eu am făcut hârtie scrisă că nu plătesc apa caldă, 0 lei plată, până în momentul în care vine apa caldă. Nu mizeria aia. Și sunt dispus să mă duc până la Tribunalul Suprem și până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pentru ca cineva să învețe să nu-și bată joc de cetățenii acestui oraș. Este adevărat. Aici aveți dreptate. Dar apa nu o să plătească nimeni decât dumneavoastră. Deci eu nu o să o plătesc, domnule. Deci să o plătească cine furnizează astfel de apă. Vă opuneți categoric. Domnule Zoltan Lacatu, spuneți-mi și mie, în ce țară trăim? Aici e o problemă. Dacă discutăm deci cineva de care acest gen, discutăm cu totul și cu totul altfel. Dacă cineva care îmi furnizează mie o astfel de calitate de apă mă mai și pune să plătesc, da. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Exact ce înseamnă să n-ai un venit să plătești 50 ceva de lei la contribuția de asigurări de sănătate. Dobitoc, păi, una de secretar de stat. Și e o problemă. De secretar de stat. În România sunt probleme de alt gen, de cât de anormalitate. Că eu, asta e un lucru simplu, e un lucru banal. Ca eu să plătesc acea apă caldă pe care nici n-am folosit-o și care a curs așa, pur și simplu. Pentru serviciile pentru pe care le face agent economic. Și am vrut la început de an să demonstrez că un an și două luni de nesimțire a administrației publice locale a făcut ca lucrurile să stea așa. Domnul Poliopu, știți foarte bine că această firmă este în insolvență. Nu, este știți în faliment. Știți foarte bine că a intrat în faliment. Faliment. Așa. Aceste persoane care se află la conducerea Termoficare S.A. nu le țin apărarea. Însă nimeni, dar chiar nimeni, nu cred că îi ajută în aceste momente, indiferent că ne deci, războim noi sau dumneavoastră deci, sau cetățenii deci, Petroșanului cu Zoltan, cu ei, cu să ne înțelegem. O echipă de 20 de oameni, nici cu domnul Munteanu, 20 care, de oameni, cred că nici nu sunt mai mult. Deci eu n-am niciun reproș să-i fac, nici domnului Munteanu. Nu au resurse, aici trebuie alocate resurse și trebuie să aibă cineva. Domnul Zoltan, domnul Zoli, ascultați-mă. Deci, public, fac următoarea afirmație. Nu-i reproșez nimic, nici domnului Munteanu, nici acelor oameni care cred că își dau zilele și viața lucrând la această societate în faliment. Nici eu nu mai știu ce să fac, cred. Așa? Eu am discutat de nenumărate ori cu domnul Munteanu și mi-a spus foarte clar, domnule Poliopol, deci, dacă îmi pune cineva cătușele și uite așa, mă prezint la servici dis de dimineață și vin seara acasă, nu pot să fac nimic, pentru că nu depinde de mine. Eu vorbesc de consilierii locali, eu vorbesc de fruntașii primăriei, eu vorbesc despre Consiliul Județean, care cunoaște foarte bine această problemă, eu vorbesc de Ministrul Administrației Publice Locale din Guvernul României, care cunoaște foarte bine această problemă, eu vorbesc de premierul României, poate vorbești de președintele României. Ăștia sunt vinovați, domnule Zoltan. Discutăm altfel atunci. Pentru că aici... Nu m-ați înțeles, nu m-ați înțeles mesajul. Am înțeleg, perfect. L-am înțeles perfect, dar pentru de ce, dar de ce nu pot problemă? Eu să vă desconspir și pe dumneavoastră să spuneți cam ce ar trebui să spuneți? Pentru că până la urmă acești oameni vor să facă, dar nu au cu ce, exact cum spuneți dumneavoastră. Deci, domnule, 300 de metri de țeavă care trebuie înlocuite, dar foarte bine, n-a spus un lucru dimpotrivă, dar acești oameni, am dacă nu au cu ce lucra... Pe cei vinovați? Da, mi se pare corect. Bun, haide să mai dau o veste foarte corect. Bună. Vis-a-vis de platoul acesta și de studioul nostru KTV se află blocul 103 de pe strada asta, de aici știți, de pe strada asta. Așa. Bogdan, nu poți să ne arăți și nouă blocul 103 de pe stradă ca să vadă cetățenii? Domnule Zoltan Lacatoș, cu respect vă anunț că o doamnă cu lacrimi în ochi a sunat la Capital TV și a spus că la ea în casă sunt 14 grade. 14 grade. Și de mai bine de nu știu cât timp nu primește căldură. Și ea este o doamnă care stă în casă pe strada Republicii, cred că așa îi zice, strada Republicii, bloc 103 și stă la 14 grade. Pentru că nu are căldură, energia termică de la... Adică, deci nu are... Tot de la Termoficare S.A. Exact, deci n-are centrală termică proprie, n-are chestii de-astea. N-are sobă de teracotă cu lemne coșul scos pe geam afară, n-are improvizații. Ea a rămas la sistemul clasic. Și are 14 grade în casă.
Toată lumea era foarte supărată și foarte necăjită că în perioada aia în care s-au făcut revizii și reparații la sistemul primar de termoficare a Văii Jiului, care vine de la termocentrala Paroșeni, ce vor face școlile și grădinițele? Dar nimeni nu s-a întrebat că această Vale a Jiului se bazează doar pe acei pensionari, că alții nu mai lucrează, și ia țin Valea Jiului în picioare pensionarii care nu și-au făcut toți trecerea la centrale termice proprii și care sunt dependenți de acest agent termic furnizat de către băieții ăștia. No, ce le răspundem noi acestor situații? Păi n-ar trebui, trebuie să-i întrebați pe cei care... Pe cine? Care furnizează agentul termic de la termocentrala Paroșeni până la termoficare SA și termoficare SA, pentru că sunt aceeași societate care dau și energie termică și apă caldă în orașul Petroșani. Iar tot pe aceștia o să cadă vina. Vă spun un lucru, domnule. Știți foarte bine că energia electrică produsă pe cărbune are o problemă. Am discutat-o de atâta vreme. Are o problemă de... Nu numai, și de mentalitate și de inteligență. Nu, are o problemă de cap. Domnule, zilele trecute, nu mă permiteți-mi puțin, vă rog frumos, nu un pic, scuzați-mă, nu mă un pic, și termin, că ajung exact la ceea ce vreți. Vreau să continuați dumneavoastră. Domnule Zoltan Lacatoș, am discutat despre energia electrică furnizată prin arderea cărbunelui, de ne-a secat gura la amândoi. Bun, energia termică este bazată pe cărbune, dar trebuie aport de gaz metan. Și aici este discuția. E un gaz... Având în vedere că complexul energetic Hunedoara nu a plătit gazul furnizat către termocentrala Paroșeni și Mintia, a zis că le tai gazul pentru 20 de miliarde de lei vechi, pentru 2 milioane de lei noi. Condiții în care, bineînțeles, s-au găsit probabil ceva resurse financiare și s-a efectuat ceva plată. Nu știu exact cât, că o să aflăm. Nu, deci, la urmă. Numai puțin. Acum, sigur, termocentrala funcționează, dar în parametri mult mai slabi, calitativ, în ceea ce privește căldura, asigurând confortul termic în casele cetățenilor din Valea Jiului, nu numai din Petroșani. Dom'le, pe mine nu mă interesează vrăjelile astea. Nu-s vrăjeli, este o realitate. Mâine, știți foarte bine, vulcanul va fi oprit pentru că nu știu ce reparații se fac. E avarie, da. Era a treia știre pe care vreau să o prezint. E simplu, că începe circul și începe în fiecare an circul. Până la urmă, știți foarte bine că acest complex energetic Hunedoara are o problemă de insolvență. Mâine, nu mai fi nici energia termică. Pe deci care o avem astăzi. De faliment, nu de insolvență, deci, de faliment. Cred că cel mai important lucru... În contextul acesta, domnule Zoltan Lacatoș, trebuie să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor noștri că noi suntem o țară colonie condusă de la Bruxelles de niște stăpâni, iar noi suntem niște sclavi în țara noastră. Și ca să vă argumentez... Numai unii, nu toți. Nu toți. 99% sunt sclavi. Unii o duc foarte bine. Nu, restul sunt vătafii stăpânilor. Aia care o duc foarte bine sunt vătafii stăpânilor. Și eu vă spun așa. Știți că recent în Polonia au avut loc alegeri, s-a instalat un nou guvern. Guvern conservator. Guvern conservator, prin vocea ministrului de externe, a spus așa. Dom'le, ne-a săturat de 25 de ani de zile să ne spună ăștia de la Uniunea Europeană despre liberalismul marxist și despre integrarea în Uniunea Europeană și despre libertatea și schimbul libertății și să vină musulman la noi. Știți ce a fost la Köln în Germania, nu? De Revelion, da? Bun, da. Paranteză. Și a zis așa, dom'le, polonezii sunt o națiune credincioasă, iubitoare de țară, naționalistă, și vrem ca Polonia Mare să rămână Polonia Mare bazată pe aceste valori. Spuneți și mie, domnule, în România ați auzit pe vreunul vorbind despre faptul că, domnule, degeaba vine Uniunea Europeană să ne închidă nouă minele, că noi avem nevoie de minele alea să le dă la 105.000 de oameni sau 120.000 de oameni în căldură în Valea Jiului. Ați auzit pe vreunul? Foarte rar. Nu, pe vreunul care are decident, să zicem. Foarte rar, dar nu în zilele anului 2014, 15, 13, 13 12, 12, nu.
Nici de cum. Nici de cum. Pentru că lucrurile s-au transformat, vorba dumneavoastră, radical de când am intrat în Uniunea Europeană, deși noi nu mai suntem cetățeni care vrem să facem lucruri oneste în țara noastră. Noi vrem să furăm cât mai mult, să luăm pensii speciale, dacă se poate, cât mai mult și în detrimentul celorlalți care foarte bine stau sărăcuții de ei și de-abia își duc traiul de pe zi pe alta, oameni amărâți care nici n-au bani, oameni amărâți care n-au pensii foarte, foarte mici. Bine, când va ajunge să pune această problemă sau în județul Hunedoara, dar noi vorbim de traiul zilnic al românilor, nu numai de cei din această zonă. Și, bineînțeles, că ne interesează. Când ajung acolo, vorba unui foarte bun amic de-al meu, când ajung acolo, parcă îi apucă naiba, o iau pe alte căi. Nu le mai interesează. Cu toate că au fost promovați și propulsați prin votul cetățenilor din colegiile da, care i-au propulsat. Domnule Zoltan Lacatoș, dumneavoastră... Asta e un adevăr. Dumneavoastră ați intrat într-o lume foarte interesantă, și anume acea presei. Și dumneavoastră acum constatați pe pielea dumneavoastră... Nu constat de mult, nu de acum, că bon, dacă nu, aș constata de acum... Din perspectiva dumneavoastră de ziarist, constatați pe pielea dumneavoastră că foarte mulți foști colegi de-ai dumneavoastră în 25 de ani de zile, în loc să-și facă datoria, să apere mineritul, să apere această avere pe care noi ăștia din Valea Jiului o avem aici, așa nume, exploatarea de cărbune, și-au bătut joc de ea, fiecare și-a făcut cabane, fiecare și-a făcut salarii, fiecare și-a făcut ce a vrut să-și facă. În schimb, Valea Jiului s-a dus de râpă. Situația cu apa caldă este cea care este. Îmi spuneți că gazul este... Păi gazul n-a fost tot al României, ca și cărbunele. Nu, eu vreau să vă spun gazul, ceva. Gazul acum cine îl furnizează? În momentul în care deci tu n-ai o calitate bună a cărbunelui și în momentul în care tehnică vrei să dai o energie termică cu... Domnul Zoli. Cu, numai puțin, permiteți-mi. Am înțeles. De o calitate mai slabă, și anume gradele, temperatura acestei ape necesare încălzirii în locuințele cetățenilor este mai mică decât cea care ar trebui să plece din punctul termoficare termocentrală a Paroșeni, atunci e o problemă. Și se ajunge, vorba dumneavoastră, la 14 grade în apartamentul doamnei care v-a sunat. Domnule Zoli Lacatoș, jurnalist, cu respect. Mai nou. Gata, a fost mai vechi, acum e gata, acum nu mai are rost să mai dezbatem acest aspect. Am înțeles. Ceea ce a spus dumneavoastră este foarte corect și foarte adevărat, dar reprezintă o problemă tehnică. E adevărat. Eu vorbesc de următorul lucru, care nu mai este o problemă tehnică, este o problemă de politică a României. Păi gazul ăla n-a fost tot al nostru? Da, cum sună? Gazul ăla mai este al nostru? Nu mai este al nostru. Păi gazul ăla, dacă era al nostru, nu îl puteam furniza la termocentrală cu un preț mai mic ca să putem să dăm apă caldă la oameni și căldură la oameni atunci când îți minus 20 de grade afară? Despre asta vorbim noi acum. Este foarte adevărat. De 26 de ani n-am făcut altceva decât am vândut această națiune. Am vândut-o. Această țară. Am vândut-o. Și dacă noi spunem că suntem niște sclavi pe plantațiile unor... Nu toți, și vă și spun de ce nu toți. Care cei nu care toți? O duc foarte bine și care sunt care milionari și miliardari și unii dintre ei parlamentari cu pensii speciale, de ce să o ducă rău în România? Bun, dar aia sunt foarte puțini. Dar ăștia păi sunt, dar nu toți. Dar ăștia foarte mulți care o duc așa și care dau telefon la Capital TV și ne scriu pe mail și ne scriu pe Facebook și ne spun problemele lor de zi cu zi, despre lupta lor cu viața. Că despre asta e vorba. Despre lupta lor cu viața. Și nimeni nu-i bagă în seamă. Și vocea lor nu se aude. Noi mai am rămas singurii care putem să facem cumva să se audă vocea lor. Și să o facem atunci, domnul Polipo. Și să o spunem, dar trebuie și cetățenii să ne ajute și pe noi, în sensul că în momentul în care, de exemplu, noi suntem la televiziune astăzi, da? Și discutăm despre programul de apă caldă și energie termică și altele și altele. Dom'le, dar cetățeanul care stă sărăcuțul de el în bloc și moare de frig sau nu are suficientă căldură, trebuie să facă ceva, să facă demersuri către primărie, să se ducă pe stradă, domnul primar, domnul director, da, ce faceți, domnule, cu noi? Mai prezint toată imaginea, adică domnule, să fie și puțin o chestiune cetățenească, că și noi facem ce trebuie să facem, dar asta nu e suficient. Noi vorbim
Și după aia așa rămânem cu vorbele. Până deci, la urmă, activitatea... Iată de... imaginea, domnul Zoli. Da, e adevărat. Ați prezentat. Deci, în afară de mine, clară. Un cartier întreg beneficiază de ghilimele, de serviciile acestea. Exact. Dar n-am auzit pe unul să zică nimic. Ce am zis acum? De unul. Eu ce am zis acum? Dumneavoastră ați venit, ați prezentat, haideți domnilor cetățeni, hai să mergem să vedem, domnule, ce se poate face. Ați dat exemplu, mai înainte, boilerul trebuie încălzit și rețeaua de termoficare. Unde sunt resursele financiare? Bun. Ale primăriei? Ale Consiliului Județean? Facem așa. Ale cui sunt? Deci bun, facem așa. Că uitați, trece și iarna asta și nu se întâmplă nimic. Înainte de pauza de publicitate, facem așa. Facem un apel la toți cei care la ora aceasta ne urmăresc. Ca după publicitate să apeleze numărul de telefon 0254 544 100 sau 0254 544 200 și să vedem ce părere au ei. Suntem noi, sunt eu plecat de acasă cu Sorcova sau am dreptate? Ca să știți noi care e situația. Pauza de publicitate. Complex Cheops din Petroșani, singurul loc din Valea Jiului unde poți petrece timpul liber împreună cu familia ta. Ia masa la restaurant unde îți putem servi specialități culinare, iar în același timp cei mici pot petrece clipe minunate pe corabia piraților. Seriile pot fi de neuitat alături de DJ renumiți în Club Cheops. Totodată, linia de autoservire vă oferă mâncăruri pe alese. Vă invităm să vă petreceți timpul liber la patinoarul din cadrul complexului. Cheops, vino și tu! Autoservice Petroșani cu vechime în Valea Jiului oferă clienților servicii complete și de calitate. Totodată, unitatea vă stă la dispoziție cu o gamă largă de piese auto. Autoservice Petroșani execută inspecții tehnice periodice pentru autovehicule până la 3,5 tone, microbuze, rulote și autoturisme 4x4, remorci cu sau fără frână. Suntem singurii din Valea Jiului autorizați să asigure inspecția tehnică pentru motociclete și motorete. Ne găsiți în zona Livezeni vis-a-vis de stația Petrom, zilnic între orele 8 și 16. Autoservice Petroșani, siguranța mașinii tale. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet, vă oferă cel mai bun curs din oraș și cel mai mic comision din Valea Jiului. Comisionul este de doar 0,25%, iar bonus ai 10 zile cu comision zero. Totodată avem servicii Western Union, unde valuta poate fi schimbată rapid și avantajos. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Alazet și în Petroșani lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul X5 SRL, casă de schimb valutar și amanet. Diferența se vede în buzunarul tău. Vrei să dai o notă de eleganță evenimentelor din viața ta? Îți oferim spre închiriere o gamă largă de accesorii pentru nunți și petreceri. Avem accesorii pentru mașini, dar și diverse obiecte pentru colțul foto, cu care poate fi creat un cadru de poveste. Prețuri și detalii despre acestea puteți afla apelând numărul de telefon 0725 347 328. Alege accesoriile noastre și evenimentul tău va deveni unul de neuitat. Am trecut cel mai rapid net de la UPC prin cel mai bun modem Wi-Fi pe care l-ai văzut. ConnectBox de la UPC. Cea mai bună experiență Wi-Fi din România. Viteze de 500 de mega, oriunde în casa ta. Vino acum în magazinele noastre sau online. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro.
Din nou în direct pentru partea a doua ediție din această seară, stimați telespectatori, cu domnul Zoltan Lakatos, colegul meu de la Capital TV. Și a rămas așa necomentată o știre pe care probabil că e difuzată în premieră de Capital TV, și anume faptul că Nicolae Cămărășescu, celebru prin anii 90 ca și ofițer al Direcției Securității Statului, secția contra informații din domeniul miner, a decedat. În câteva cuvinte vreau să vă spun că prestația lui din anii 90 și-a pus amprenta pe Valea Jiului și pe viitorul acestei zone, și eu cred că datorită acelor mineriade care au avut ca origine niște interese, să spunem, oculte, ascunse, și care au pornit de la niște instigări de care nu erau în stare decât cei care erau foarte bine pregătiți în acest domeniu, și mă refer aici la foști ofițeri ai Direcției Securității Statului, le-au făcut. Domnule Zoltan Lakatos, cum vedeți trecerea neființă a unuia care, dacă ar fi vorbit, ar fi putut face lumină asupra acelor perioade tulburi din istoria Văii Jiului și a României? Nu pot să spun decât că pot transmite și eu condolanță familiei și Dumnezeu să ierte, să-l odihnească. Dar în perioada anilor 90 eram șef de sector la mina Uricani, aveam 28 de ani, și vreau să vă spun că foarte, foarte multe dezinformări și manipulări au fost în perioada respectivă. Este foarte, foarte adevărat. Stăteam de vorbă cu salariații întreprinderii minere Uricani la vremea respectivă și inclusiv cu cei din cadrul sectorului, și întrebam: ce faceți voi, ce căutați voi acolo? Mergem să facem ordine. Voi să faceți ordine? Păi avem ordine de lucru. Unde? Avem de lucru ce? Aici. Ordine. Trebuie să dăm cărbune țării, să facem și noi o treabă bună. N-aveai cu cine te înțelege. Și foarte interesant mi s-a părut faptul că într-un moment de acest gen, fiecare angajat salariat la vremea respectivă, și se punea foarte mare accent pe cei care lucrau mai ales la locurile de muncă din subteran, erau în așa fel dirijați încât aveau o direcție clară. Dacă li se spunea mergem la București, nici nu se mai discuta, că mergeau, o luau așa pe arătură, cum spune românul. Un lucru foarte grav, pentru că aceste fapte din acea perioadă ne-au tras foarte mult înapoi și consecințele s-au Spun așa, cu subiect și cu predicat, și mi-asum responsabilitatea termenilor folosiți în această afirmație. Acele mineriade au fost începutul sfârșitului pentru mineritul din Valea Jiului. Acum asistăm la ultimele zile ale mineritului. Și faptul că nu există nimic în mină care să ajute la extragerea cărbunelui, care să facă extragerea cărbunelui să fie mai puțin costisitoare, să ajungem într-o zonă în care cheltuielile să se echilibreze cât de cât cu veniturile rezultate de pe urma exploatării cărbunelui, se datorează acelor vremuri, domnule... Domnul Poliopol, vă contrazic și vă și spun de ce vă contrazic. Pentru că în acea perioadă se punea accentul foarte, foarte mult nu numai pe producție, și pe calitate. Și cei care au fost în perioada anilor 90, și ați fost și dumneavoastră tot aici în Valea Jiului, 2000, în acea perioadă, să știți că au avut și rezultate foarte bune. Valea Jiului. Avem un telefon. Și am avut și da. Continuăm după aceea. Bună seara, domnule Pârlea, la mulți ani. Bună seara și la mulți ani și dumneavoastră și domnului Lakatos. La mulți și ani. Locuitorilor Văii Jiului. În ceea ce privește aspectul acesta legat de apă caldă și de gazul metan, apa caldă se știa și se știe că era o sursă foarte bună, termoficarea efectuată prin fonduri europene de subvenționare oarecum indirectă a producției de cărbune. Deci asta era o chestie de opțiune de politică. Domnule Pârlea, aș vrea să fiți foarte scurt, că avem timpul foarte limitat și aș vrea să îi ascultăm pe toți cei care doresc să intre în direct cu noi. Deci era o opțiune de politică publică, inclusiv locală. Noi alegem primarii nu să facă politici publice locale, noi îi alegem ca să facă administrație publică. Ăsta e slogan. În ceea ce privește, și eu zic că e greșit, în ceea ce privește gazul metan, ne aducem aminte de OMV și cum s-a privatizat. Problema e alta.
să ne readucem aminte că înainte era căpușată așa de puternic din interior, încât la bugetul de stat nu exista venituri. Acum cât de cât cei de la OMV cotizează între ghilimele la bugetul de stat. Nu este cea mai bună variantă. Eu mi-aș dori ca Petromul să revină în proprietatea statului român. Dar îmi pun întrebarea, pe mâinile cui va reajunge. La revedere, toate cele bune. Vă mulțumesc, domnule Pârlea, foarte pertinente comentariile dumneavoastră. Corect. Corect. Telespectatorul nostru a identificat corect toate problemele cu care de 25 de ani se confruntă România. Răspunsurile degeaba le așteaptă de la noi. Probabil că întrebările sunt retorice, pentru că niciunul dintre cei care ne-au condus în 25 de ani n-au dat răspunsul la două întrebări simple, pertinente. Vă rog, domnule Lapătuș. Da, și vreau să aveți perfectă dreptate. Mai avem un telefon, cred că. Da, mai avem un telefon, cred că. Dar spuneți, până se stabilește legătura, vă rog. Se spune de perioada cea anilor 90, în care noi credeam că minerii că facem ordine în țara noastră pe spatele nostru, de fapt, și de fapt. Dar vremurile care au continuat au demonstrat că nu este așa. Și noi am făcut o mare greșeală, pentru că la momentul respectiv n-am știut să gestionăm în așa fel situația existentă, încât să menținem sau să facem, să creăm alte locuri de muncă în Valea Jiului. E o mare gafă. Dar să știți că nu noi suntem de tine, ci cei care... Asta. O doamnă cei este care... la telefon. Bună seara, doamnă. Vă rog numele. Să rămâne, cum vă numiți, vă rog? Bună seara! Florescu mă numesc. Să rămâne, doamna Florescu. Bună seara! Sunt o locatară din 151 decembrie 1918. Da. Nu vă răpesc mult timp. Vă rog. Iajunul de bobotează și se simte în casele noastre. Știți ce vă rog frumos? Eu vă rog să dați mai încet la televizor. Ca să ne înțelegem, trebuie să... Ascultați-mă, vă rog, frumos. Ascultați-vă pe mine. Dați sonorul la minim la televizor și ne auzim prin microfonul și prin difuzorul telefonului. Da. Acum. Spuneți, doamnă. M-a auzit acum? Acum, da. Știți ce, vă rog, frumos? Vă rog. Nu cunosc pe acest domn personal, pe domnul Munteanu, care... Săptămâna trecută, la dumneavoastră, în emisiune, promitea verzi uscate cu o nonșalanță de nedescris. Și noi tremurăm, deci la mine în casă sunt 14 grade. La 71 de ani, eu trebuie să bag și radiatorul. Deci acest director, Munteanu, nu știu cum, se exprima acum, săptămâna trecută, la dumneavoastră, la post. Da, se ascultă. Poate așa ceva? Și de, vin oameni și caută pe asta, pe măsurători de acolo jos, și este 49, și noi tremurăm în casă. Ce părere aveți dumneavoastră despre noi? Doamnă, eu vă compătimesc, dar și eu sunt în aceeași situație ca și dumneavoastră și eu mi-am exprimat punctul de vedere vis-a-vis de prestația furnizorului de servicii la începutul emisiunii, la mijlocul emisiunii. V-am arătat și calitatea apei calde. Eu mai mult de atâta, sau Capital TV sau presa, mai mult de atât nu poate face. Am tras un semnal de alarmă. Tragem acest semnal de alarmă de mai bine de un an și două luni. Nimeni nu a făcut nimic. Nimeni n-a făcut nimic, asta e foarte bine. Eu am să vin, acum mi-am terminat pentru că îmi dați posibilitatea să vorbesc, dar mâine voi veni cu reclamație în scris, la care o să trebuiască să-mi răspundă, pentru că înregistrată fiind, să văd și eu ce se poate întâmpla. Deci eu vă spun așa, nu o să primiți niciun răspuns, pentru că reclamațiile sunt multiple, nu au domnii aceia de dat niciun fel de răspuns, nu au nicio scuză, doamnă, nu au nicio scuză. Păi și atunci, Dumnezeu cu mila.
Da, aveți dreptate. Vă mulțumesc tare frumos pentru telefon și vă așteptăm și la sediul Capital TV. Poate le spuneți colegilor mei în direct care este problema cu care vă confruntați. Cu frigul, cu ce să ne confruntăm? Păi cu frigul, cu demersurile, cu autismul autorităților și așa mai departe. N-ai cui să te adresezi. Am făcut hârtie și la primărie tot. N-am primit niciun răspuns. Așa spuneam și eu. Vă mulțumesc, doamnă, o seară plăcută alături de noi. Eu vă... Domnule Zoltan Lacatoș. Este exact ce discutam mai înainte și doamna a spus exact ceea ce ar fi trebuit să spună atâția cetățeni. Bun, faptul că... are 14 grade în apartament. Bun, faptul că necazul cel mai mare este faptul că doamna a confirmat situația aceasta de autism în care se află autoritățile. Despre asta e vorba. Vreți să dăm filmul domnul înainte Munteanu, să vedem ce facem în iunie să când vor fi alegeri? Da, să vă spun ceva. Domnul Munteanu nu are nicio vină. Dânsul este subordonat al administrației publice numită politic, votată politic acolo, care nu poate să vină să spună niște lucruri într-o emisiune televizată, deoarece mâine își pierde postul acolo. Toate problemele pleacă de la termocentrala Paroșeni. Nu. Ascultați-mă ce vă spun eu, domnul Poliopol. Și de nu o să fie așa, mai vorbim peste câteva zile. Deci eu vă contrazic, toate problemele pleacă de la abordarea în patru labe, râme, târătoare a românilor vis-a-vis de situația noastră din Uniunea Europeană. Este asta este adevărat. Situația. Este pentru că dacă românii și administrațiile succedate în 25 de ani în România n-ar fi admis corupția, jaful, hoția, distrugerea impuse de unii, de unele interese economice ale unor entități din cadrul țărilor Uniunii Europene, noi n-am fi ajuns aici. Despre asta e vorba. În opinia mea, bineînțeles. Bun, avem foarte puțin timp și trebuie să vă mai dau o veste foarte proastă, stimați telespectatori. O tragedie care s-a întâmplat în noaptea de anul nou în Valea Jiului. Pe scurt, așa vă spun, o asistentă medicală de la Spitalul de Urgență din Petroșani a născut acasă, se pare, un copil sănătos, perfect, la o greutate normală, după care gerul acela din noaptea de Revelion a ieșit cu copilul nou născut afară și l-a aruncat într-un tomberon aflat la câteva blocuri distanță de locuința acestea. Anchetatorii au reușit să o identifice pe acea persoană. Din ceea ce scrie presa județeană despre acest caz și nu numai presa județeană, se pare că femeia respectivă și-a ascuns sarcina atât față de cunoscuți cât și față de colegii de servici și față de doctorii de la Spitalul de Urgență și ea a rămas acasă în data de 1 ianuarie și 2 ianuarie fiind zile libere, iar în data de 3 ianuarie 2016 s-a prezentat la Spitalul de Urgență la postul ei de acolo cu o nonșalanță aiuritoare, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Domnule Zoltan Lacatoș, astea sunt faptele. Eu am rămas stupefiat de ceea ce s-a întâmplat și vreau să vă spun că nu înțeleg caracterul unei persoane și mai ales de sex feminin în momentul în care face o asemenea crimă efectivă, pentru că să iei și să curmezi viața unui nou născut. Nu numai un nou născut, că e și mai grav a unui nou născut. Om, unui semen de-al tău... Se numește prunc ucidere. Este foarte adevărat. Nu știu, e, pentru mine e cutremurător, pentru că se întâmplă atâtea cazuri în România. Nu este primul și ultimul caz. Pentru că s-ar putea să aibă această persoană să aibă și ceva probleme din natură psihică. Bun, e posibil. Eu stau și mă întreb așa. Am rămas cu tremurat când am auzit că erau soluții în a continua să trăiască acest debeluș. Deci să faci asemenea lucruri, să duci la bun sfârșit asemenea fapte cu un sânge rece calculat și cu o stăpânire de sine nemai întâlnită, astfel încât nimeni să nu bănuiască nimic despre starea în care te afli, despre faptele pe care le-ai făcut, eu nu știu, deci ăsta este un neom, că nu pot să-i spun că e animal, pentru că animalele au sentimente
și își arată sentimentele în primul rând față de puii lor. În primul rând, toate animalele își protejează puii. Iar acest neom, această femeie de 30 de ani, care pe deasupra este și asistent medical, haideți să zicem că puteți să ne așteptăm la o asemenea faptă nesăbuită din partea unor tinere aflate la marginea societății, care n-au beneficiat de cultură, de pregătire profesională, de pregătire școlară, care trăiau undeva la extremitatea de jos a societății. Dar de la o asemenea asistentă medicală, care ar trebui să pună în primul rând, pe primul loc, ocrotirea vieții și a sănătății. Sigur că. Semenilor săi, pentru că asta era meseria. Deja se ducea la spitalul de urgență pentru acest lucru. Pentru ca să facă bine semenilor săi. Sigur. Și ea, cu o asemenea sânge rece, într-un ger de minus 20 de grade, minus 19 grade, cât a fost aici, să-și arunce copilul nou născut, viu, viabil, cu o greutate normală, într-un tomberon aflat la câteva blocuri distanță, arată că nici nu știu ce arată. Ce le poate arăta nou? Nu știu, eu nu pot să comentez acest caz pentru că mi se pare foarte, foarte grav. Foarte grav. Foarte grav. Bun, dar cum poate cineva ajunge la o asemenea decizie? E o chestiune care eu nu pot să o interpretez sub nicio formă. Stai și te gândești, domnule, o fi fost supărată pe faptul că a rămas gravidă fără să știe nimeni sau n-ar fi dorit să rămână gravidă? La o vârstă... Sau s-a certat cu... 30 de ani... Amantul cu bărbatul... Și? Și? Păi nu știu, și nu era mai bine ca să nască corect, frumos, să renunțe la maternitatea copilului și să... Spre adopție sau să găsească altă variantă, altă soluție, că sunt fel și fel de soluții. Și ce trebuie să ai în cap? Nu știu, eu ca cred că e o problemă de să ajungi la o asemenea decizie. Așa cred, e părerea mea și nu pot să comentez prea mult pentru că mie nu vine să cred că se întâmplă aceste lucruri oribile. Dar s-au întâmplat. Hai, da. E vorba de declarația purtătorului de cuvânt a șefului poliției județului Hunedoara, care spune foarte clar că aceste lucruri s-au întâmplat. Eu am făcut un rezumat. Da, din păcate s-a întâmplat. E tragic. Tot în Valea Jiului s-a întâmplat și acest lucru. Văd că multe lucruri se întâmplă în Valea Jiului, de la aceste nenorociri și până la nenorocirea de a nu avea căldură în casele oamenilor. Credeți că această faptă a unei demente sau a unei femei care, de fapt, contrazice starea de umanitate se datorează și condițiilor generale foarte grele din Valea Jiului? Deci, e un cumul de factori, probabil, în ceea ce privește starea de realitate din Valea Jiului poate influența pe cineva ca să ia astfel de decizie? Poate influența, domnule, orice acțiune care se petrece în prejurul unei persoane poate să determine ca acea persoană să facă niște lucruri nesăbuite. Mă gândesc așa, că mintea ei s-ar fi putut desfășura așa un fel de succesiune de judecăți ilogice, dar în mintea ei logice, astfel încât să zică, domnule, decât să dau viața unui copilului meu și să-l fac să trăiască într-o societate în care se întâmplă zi de zi fapte de genul ăsta, mai bine îl omor. Credeți că ar fi fost și asta o variantă care s-ar fi putut întâmpla mintea ei care s-o ducă să-și arunce copilul la tomberon? Problema este că într-o perioadă de câteva luni de zile, și anume, dacă spuneați că a născut în condiții normale și asta înseamnă peste între 7 și 9 luni, da? Atunci, probabil, gândul ei n-a fost altul decât să ducă la bun sfârșit un plan. Deci un plan care premeditat e posibil. Eu gândesc prin prisma... Să zic, fac așa o analiză psihologică. Față de toată lumea, psihologică, deci nimeni n-a știut că era însărcinată. Deci ea, cu bună știință, a încercat să ascundă cam tot ceea ce va urma. Din păcate, nu trebuia să întâmple așa. Din probabil păcate, trebuia să întâmple altfel.
vor apela și la un test psihiatric. Da, asta să vadă dacă, nu absolvă de fapt. O secundă, dacă, să vadă dacă ea a avut discernământ la momentul comiterii faptei și eu cred mai mult ca sigur că datorită premeditării acțiunilor pe care le-a făcut, testul va fi unul negativ și anume ea avea discernământ la momentul producerii faptei și atunci stau și mă gândesc ce pedeapsă se cuvine dacă tu comiți o asemenea faptă. Deci lucrurile sunt foarte clare. Un copil mic, un bebeluș este decedat, da? În frig, crimă cu premeditare. Așa? Și tu, ca și individ, ca și persoană, ești un nenorocit pe toată viața pentru că ți-ai curmat toată viața profesională și viața următoare. Bun, și atunci, la o vârstă foarte fragedă. 30 de. Și atunci revin cu întrebarea. În ce țară trăim, domnule Zoltan Acătuș? În ce vremuri trăim? Domnul Poliopol, nu știu dacă se va întoarce vreodată această societate pe dos, pentru că noi nu suntem, nu trăim într-o societate normală. Noi trăim într-o societate anormală. Din toate punctele de vedere. De la pensii și până la apa caldă. Salariile și, parlamentarilor și așa mai departe. Pensiile parlamentarilor, da. Și aleșilor locali. Bineînțeles, că doar ei sunt cei mai speciali din toată România, nu sunt alții speciali, nu? Da. Problema este aceștia care sunt gravă. Care nu sunt sclavi, nu? Ăștia componenta ei fac parte din această oamenilor liberi. Da. Da. Păcat că nu începem noi românii să ne revenim total și să ne întrebăm, cum ați întrebat și dumneavoastră pe mine, în ce țară trăim? Pentru că noi nu trăim într-o normalitate. Trăim într-o lume ireală, anormală, numai pentru unii normali, numai cei care au bani. Pentru ceilalți nu mai contează națiunea română. Și asta vine de foarte mult timp în urmă, de mai mult, poate de 20 de ani. Nu suntem numai noi de vină, și noi suntem de vină și purtăm o mare vină pentru că acceptăm toate nemernicile și toate prostiile pe care le fac alții. Trebuie să încheiem, dar înainte de a încheia vreau să vă rog să spuneți de ce nu suntem numai noi de vină. Pentru că acceptăm tot ceea ce Dumnezeu? Se întâmplă. Nu, noi suntem de vină, am spus. Păi a zis că nu numai noi suntem de vină. Păi nu numai noi, pentru că alții ne pun pe tavă luațile și noi mulțumim frumos și aplicăm și capul și suntem și în genunchi. Noi fiind niște oameni, teoretic așa, liberi și trăind într-o democrație, noi avem de ales. Da? Deci totul se rezumă la a alege ceea ce e bine pentru țara noastră. De la președintele României și până la domnul Pârlea. Pe asta am spus și eu. Același lucru. Și atunci, în afară de noi, cine ar mai putea fi de vină? În afară de noi, cei pe care îi promovăm și cei în care avem încredere și care... În afară de noi, românii. Pe cred că nu mai e nimeni de vină. Nu mai e nimeni. Cine mulțumesc tare frumos, domnule Zoltan Acătuș, că ați acceptat să fiți în seara asta aici. O oră grea. Nu e foarte grea pentru noi, pentru cetățenii care ne urmăresc și ne ascultă. Cred că o oră grea datorită subiectelor pe care le-am abordat în seara aceasta. Domnilor și domnilor, încă o dată mulțumesc domnului Acătuș, îi mulțumesc domnului Bogdan pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine și dacă l-am deranjat cu ceva, îmi cer scuze, sper să nu întrerupă emisiunea, să mă scoată din direct în data viitoare. Eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Ne vedem mâine seară începând cu ora 20:30. La revedere!